77 de miliarde de lei. Deci reținem această cifră, 278 de miliarde de lei cheltuieli. Ca să putem susține aceste cheltuieli angajate, pentru că odată angajate prin bugetul de stat, ești bun de plată. Trebuie să ai și venituri pe măsură. Anul trecut, după cum știți, am avut cel mai mic nivel de colectare a veniturilor bugetare din ultimii 10 ani de zile, 221 de miliarde de lei, la un PIB, reținem iarăși, cu 48 de miliarde de lei, mai mare în 2016 față de 2015. Anul trecut, după cum bine știți, am avut un PIB de 758 de miliarde de lei față de 710 miliarde de lei în 2015. Ori, la un PIB cu 48 de miliarde de lei mai mare în 2016, guvernul tehnocrat Cioloș a reușit performanța, a se citi cu ghilimele de rigoare, să colecteze cu 12 miliarde de lei mai puțin decât în anul precedent, în 2015, când am avut un record al ultimilor 15 ani de colectare a veniturilor bugetare de 233 de miliarde de lei, reprezentând 32,9%. Anul trecut, guvernul Cioloș a reușit doar 29,3%, vă spuneam, cel mai mic grad de colectare din ultimii 10 ani de zile. Din bugetul acum, de la 221 de miliarde de lei colectate anul trecut, la 254 de miliarde de lei, cât preconizează guvernul Grindeanu să colecteze anul ăsta, e un salt spectaculos în condițiile în care vorbim și de o fiscalitate mai mică în 2017 versus 2016. Sigur, lucrul ăsta e posibil, dar cu foarte mari eforturi. Cu foarte mari eforturi și cu asumarea unor măsuri radicale de restructurare din temelii a unei instituții încă anacronice și ineficiente, și aici mă refer la NAF.